De 25 de ani în Se România fură. se fură, Se fură. se fură și se face același lucru. Nu poți să faci un lucru de 3 ori la fel să aștepți rezultate diferite. Pentru că se numește, pe românește, prostie. Cred că în România, apropo de sistemul, de exemplu, de educație, și mă refer la cel universitar, până nu renunțăm la filozofia de finanțare per capita, care înseamnă o filozofie care finanțează cantitate, nu calitate, pentru că ce universitate va exmatricula, nu știu, 50% dintre studenții care ar trebui exmatriculați, Care nu pentru vin că la cursuri, de exemplu. ar însemna că își reduc bugetul singur la jumătate. La jumătate. Deci, sistemul de filozofia de finanțare este greșită, pentru că finanțează cantitate, nu calitate. Și mai departe, trebuie să schimbăm aceste filozofii de finanțare, inclusiv în sistemul bugetar. Până nu trecem să renunțăm la această finanțare per post. Noi, guvernul finanțează posturi, care multe sunt pe hârtie și sunt ilogice, pentru că Și generează posturi ca să genereze corupție în sistem, absolut, astfel încât absolut. să-și poată Și angaja spuneți-mi și rudele pe mie, tot felul de poziții. este nevoile unei comunități, nu știu, de la Curtea de Argeș sau de la Firiaș, sunt egale? Nu. Sunt, la Firiaș poate e mai multă infracționalitate și au nevoie de mai mulți polițiști locali. Nu? Exact. La Curtea de Argeș poate au mai mulți olimpici și e nevoie de investiție în educație. Și atunci, hai să renunțăm la această finanțare de posturi și să trecem la o finanțare de anvelopă salarială care să-i permită reprezentantului comunității să Da. vadă, să investească în nevoile acelei comunități. Domnul